Acest contract permite armatei britanice să mențină în exploatare elicopterele încă 10 ani. Proiectul început în 2002 de aici, de la Gimbav, s-a dovedit un proiect de succes și în momentul în care contracte, nu vorbesc doar de valoarea materială, dar vorbesc de valoarea simbolică. În momentul în care forțele aeriene ale Marii Britanii au încredere în ceea ce se realizează aici și ceea ce s-a upgradat aici la IAR Gimbav, este o carte de vizită care permite ca în viitor să se obțină noi contracte și să putem gândi la un viitor al industriei aeronautice române. Cred că pentru noi, pentru Marea Britanie, acesta este un proiect strategic, fiindcă noi îmbunătățim împreună cu România capabilitățile militare ale UE și ale NATO și este o realizare concretă pentru parteneriatul strategic între Marea Britanie și România. Deci noi sunt foarte mulțumit cu acest proiect de succes. Victor Ponta spune că uzinele de la Gimbav ar putea produce elicoptere pentru diverse ministere din România, cum ar fi cel al sănătății. Nu ar fi exclus ca și alte țări să fabrice sau măcar să asambleze la noi aparate de zbor. Dacă până la urmă Marea Britanie, printr-o decizie politică, a luat și a sprijinit desfășurarea acestui contract în România, la fel este legitim ca și eu ca prim-ministru să încerc să conving alte țări care au nevoie de elicoptere măcar asamblate, dacă nu produse aici la Brașov, să participe la asemenea proiecte. Până una alta, modernizările elicopterelor Puma ale forțelor aeriene britanice continuă la Eurocopter Gimbav. Aparatele vor avea calități superioare după aceste îmbunătățiri. Schimbarea tipului de motor, da? Motorul clasic era turbo 4C. Acum este machela 1-1. Asta ce înseamnă? Consum mai puțin. Pe faptul că consum mai puțin, automat, raza de acțiune a elicopterului este mai mare. Într-un câmp de operațiuni ostil, e foarte important să poți să zbori o rază mai mare. Vom instala sisteme noi, un cockpit de ultimă generație și de asemenea un pilot automat digital care ne va permite să controlăm în permanență poziția elicopterului. Vom schimba și tot cablajul. Vorbim de modernizare, dar ceea ce facem este similar cu construirea unui elicopter nou. Pornim de la schelet și reinstalăm totul. Firma Eurocopter România a fost înființată în anul 2002. 51% dintre acțiunile sale revin grupului european Eurocopter, iar 49% sunt deținute de statul român prin IAR Brașov. Compania de la Gimbav are în jur de 170 de angajați.